Conform prevederilor legii numărul 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului, ori ale unității administrativ-teritoriale municipiul Călăraș, începând cu perioada imediat următoare, Primăria municipiului Călăraș va dispune ridicarea, transportarea și depozitarea tuturor vehiculelor fără stăpân sau abandonate într-un spațiu special amenajat. Față de cele arătate, proprietarii sau deținătorii acestei categorii de vehicule sunt rugați să procedeze la ridicarea acestora și depozitarea lor într-un spațiu privat, în caz contrar, aceștia vor fi sancționați conform prevederilor legale. Menționăm că taxa de recuperare este de 200 de lei pentru vehiculul cu masă totală de până la 5 tone inclusiv, 250 de lei pentru vehiculele de peste 5 tone, 100 de lei pentru transport și 15 lei pe zi pentru depozitare.